studiu recent realizat de Barna Group în parteneriat cu Pure Desire Ministries dezvăluie că majoritatea creștinilor practicanți consumă pornografie, iar un procent semnificativ dintre ei se simt confortabil cu acest obicei, în ciuda poziției biserici. Datele arată că 75% dintre bărbații creștini și 40% dintre femeile creștine recunosc o anumită formă de dependență, iar 82% dintre cei afectați nu primesc ajutor în lupta lor, ceea ce subliniază izolarea profundă a acestora. Cercetătorii pun în evidență un decalaj între convingerile declarate ale creștinilor și comportamentul lor, responsabilitatea fiind parțial atribuită liderilor religioși. De ce? Ei bine, pentru că și unii dintre ei se confruntă cu dependențe de pornografie sau de alte tipuri, ceea ce le limitează capacitatea de a ghida eficient congregațiile. Bun revenit la Comorile Înțelepciunii, sunt Narcisa Ispas, gazda dumneavoastră, și azi vorbim despre dependențele creștinilor practicanți. Cum poate biserica sprijini lupta împotriva dependențelor? De ce există o discrepanță între valorile și practicile creștinilor? Este biserica un loc sigur pentru cei ce caută vindecare? Cum își pot liderii confrunta propriile slăbiciuni? Vor răspunde invitații zilei Cornel Băingeanu, David Radu și Toni Berbece. Nu înainte însă de a afla noutățile din lumea religioasă. Urmează Christian News. Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile creștine aici la A7 TV. Aflăm cele mai importante noțiuni, declarații din lumea religioasă. Stați alături de mine pentru a fi creștini informați. La 10 ani de la atacul terorist în care au fost ucise 12 persoane, publicația franceză Charlie Hebdo vine cu o altă provocare. Dacă acum 10 ani a atacat membrii comunității islamice, acum atacă membrii comunității creștine. Acum 10 ani reamintim că 12 persoane au fost ucise deoarece publicația a făcut o caricatură a conducătorului islamist. Acum vine cu un concurs pentru cei care se cred mai creativi. Și anume, concursul presupune crearea unei caricaturi cu Dumnezeu. Publicația franceză Charlie Hebdo vrea să reitereze prin acest concurs faptul că nu aparține de nicio religie, că nu susține nicio religie și că în societatea în care ne aflăm putem să ne exprimăm liber opiniile pe care le avem, fie că este vorba despre islamism, fie că este vorba despre creștinism. Episcopia Hușilor a lansat campania Dar de Crăciun, prin intermediul căreia vârstnici, copii și persoane defavorizate vor primi cadouri, dar nu doar de Crăciun, ci și de sărbătoarea ortodoxă Sfântul Nicolae. În această perioadă, mai ales în luna decembrie, sunt foarte multe organizații care doresc să vină în sprijinul celor defavorizați. Așadar și tu te poți implica într-un proiect, fie că vorbim despre Episcopia Hușilor sau vorbim despre orice altă campanie, orice altă organizație non-guvernamentală care vine să-i ajute pe cei care în această perioadă nu simt căldura iernii și a sărbătorilor. Și nu uitați, oameni defavorizați vor exista și după ce trec sărbătorile. Oamenii aceia vor avea nevoie de fiecare dintre noi și noi putem să-i ajutăm oricând, în orice perioadă a anului, dar acum putem să fim alături de ei și de Crăciun. Bradul de Crăciun și Iesle Nativității sunt aproape pregătite pentru inaugurare în piața Sfântul Pietru de la Vatican. Inaugurarea va avea loc pe 7 decembrie, iar decorul va fi păstrat în această piață până pe 12 ianuarie. Bradul a fost adus dintr-o zonă din Italia, din Ledro, și se pare că a fost ales cu grijă. A fost ales din patrimoniul UNESCO, a fost ales astfel încât să respecte toate regulile privind sustenabilitatea și să bucure cât mai mulți creștini care în această perioadă vor alege să viziteze Roma, să viziteze Vaticanul și vor alege să petreacă sărbătorile de iarnă la Vatican. Grațierea prezidențială a curcanilor este o tradiție bine cunoscută la Casa Albă,
care nici anul acesta nu a fost sărită. Președintele încă în exercițiu, Joe Biden, a grațiat doi curcani, Liberty și Bell, cu ocazia zilei recunoștinței de anul acesta. Tradiția se spune că ar proveni încă din perioada președintelui american Lincoln, care ar fi grațiat un curcan la rugămintea fiului său. Dincolo de umorul acestei tradiții, această tradiție învață și despre compasiune, dar este și unul dintre puținele momente festive și amuzante care are loc la Casa Albă. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine la Christian News. Vă las cu acesta spațiu și cu invitație, iar noi ne vedem săptămâna viitoare cu știri noi, informații noi, declarații noi și noi proiecte în care vă puteți implica în această perioadă a sărbătorilor de Crăciun. Un studiu realizat de Barna Group împreună cu Pure Desire Ministries relevă că majoritatea creștinilor practicanți consumă pornografie, iar o parte semnificativă dintre ei se simt confortabil așa. Cercetarea arată o lipsă de sprijin în comunitățile religioase, 82% dintre respondenți declarând că nu primesc ajutor în lupta împotriva dependenței. De asemenea, mulți lideri religioși evită subiectul din cauza propriilor lupte cu pornografia, ceea ce afectează eforturile de combatere a acestui fenomen. Cercetătorii subliniază importanța implicării active a bisericilor pentru a oferi resurse și sprijin celor afectați în vederea promovării și vindecării. Bun revenit încă o dată la Comorile Înțelepciunii. Sunt Narcisa Ispas, gazda dumneavoastră, și azi vorbim despre dependențele creștinilor practicanți. Cum poate biserica sprijini lupta împotriva dependențelor? De ce există o discrepanță între valorile și practicile creștinilor? Este biserica un loc sigur pentru cei ce caută vindecare? Cum își pot liderii confrunta propriile slăbiciuni? Vor răspunde invitații zilei Cornel Boingeanu, Toni Berbece și David Radu. Bun revenit, domnilor! Bun regăsit! Bine vă revedem! La această ediție foarte interesantă și care poate crea disconfort în inimile celor care ascultă, am dorit foarte tare să fiți de vârste diferite și de poziții familiale, relaționale diferite. Așadar, avem un decan de vârstă, dacă vreți, domnul Boingeanu, care aveți mulți ani de căsnicie în spate, aveți și activitatea pastorală și, de ce nu, educațională prin predare și aveți consilierea, prin care cu siguranță ați atins pe aici, pe acolo și astfel de subiecte sensibile. Bun venit, mulțumesc că sunteți aici. Bine vă revăd. Toni Berbece, cu o biserică mare în spate, cu oameni care mai de care cu fel de fel de trăznăi, că, na, diavolul se bagă în viața fiecăruia, cum găsește mai bine cu cale, vii în calitate de soț, de consilier, de pastor, îți mulțumesc frumos, bun, revenit. David Radu, ești extrema cealaltă, mulțumesc tare mult că ești aici, viitor medic, da? Necăsătorit și predispus la toată nebunia aceasta, vii cu un punct de vedere din partea creștinului care vrei să fii, da? Mulțumesc tare mult că ai revenit la noi în platou. Inițial, ce impact a avut asupra dumneavoastră acest subiect? Pentru că, de regulă, bisericile se simt jenate să intre în astfel de povești. Povești între ghilimele, că ele sunt realități în toată splendoarea lor, între ghilimele. Vă place subiectul? Da, nu e vorba de plăcut. Și evident că subiectul aduce o doză mare de disconfort, ca să nu fiu mai dur. Pentru că există multă rușine în spatele acestui mod de acțiune. Uh-huh. Rușine care vine din ce se întâmplă practic după tot episodul ăsta. Și eu sunt speriat de-a dreptul, dacă vorbesc din... de la înălțimea vârstei, cum spuneați mai devreme, sunt speriat de ce se întâmplă în generația asta mai tânără. Ce pe vremea mea, pe vremea tinereții mele, nu era cu accesul ăsta pe rețele, pe imagini și așa mai departe. Și a fost diferit. Dar acum accesul lor este așa de ușor către site-uri, către imagini, către filme, care au conotația asta pornografică extrem de accentuată. Scuzați-mă că vă întrerup puțin, domnul Boingeanu.
Pe vremea dumneavoastră nu aveați smartphone, însă aveați reviste, ziare de ochiate. Erau mai greu accesibile, dar în principiu, odată ce un copil sau un adolescent prindea așa ceva, livra și prietenilor săi, în așa fel încât acea informație de ochiată să ajungă la cât mai mulți. Este așa sau nu? Da, dar era mai greu de ascuns revista aia. Okay. Și exista o presiune socială un pic mai mare și mai bună dintr-un anumit punct de vedere. Astăzi, însă, cu dispozitivele la îndemână, te ascunzi foarte ușor. Trăiești într-un univers intim, personal, în care nimeni altceva nu are acces. Și faci acolo ce vrei. Și e ușor să te ascunzi. Bineînțeles că există și astăzi variante să vezi istoricul accesărilor și așa mai departe, dar e un pic mai greu de făcut pentru cineva din contextul nostru imediat. Dar panica mea foarte mare este legată de faptul că sunt tot mai mulți tineri care apelează la consiliere după ajutor. Am înțeles. Adresându-se exact cu această problemă, probabil. Exact cu această chestiune. Deci au intrat într-o activitate care a produs dependență. Da. Și atunci tinerii respectivi vin la dumneavoastră, am ajuns dependent de, și în mod special cea mai dureroasă este pornografia, presupun. Exact. Să vină cineva care cere ajutorul și are o problemă de echilibru psihic foarte serioasă. Da. Să vină să-mi ceară ajutorul și să-mi spună că de la 8 ani am început să vizionez materiale pornografice. Vă rog să mă credeți că am crezut că fac un șoc atunci când am auzit. Eu mă gândeam, la 8 ani mă jucam cu jucăriile și cu tot felul de chestiuni total diferite de ce se întâmplă astăzi. Pericolul este foarte mare și sigur că tema trebuie abordată. Mulțumesc frumos! Este o temă grea, dureroasă, dar extrem de importantă în așa fel încât să îi dăm atenția necesară. Deci vă sperie expunerea mult prea devreme a copiilor la aceste lucruri care nu se potrivesc minților. Vă dau un exemplu personal doar ca să mai colorez un pic discuția. Copil de 11 ani a fost expus la pornografie prin intermediul altei persoane, tot cam pe la aceeași vârstă, dar mă rog, și a fost foarte stresat acest copil, atât de stresat încât a zis, dragilor părinților, luați-mi telefonul. În sensul că nu poate fi digerată această informație de către un copil. Pentru copil e prea mult, e copleșitor. Deci sunt și astfel de cazuri și sunt bucuroasă că există aversiunea asta în noi, pusă de Dumnezeu, împotriva lucrurilor care nu se potrivesc cu... Mulțumesc! Eu vin chiar de pe... linia de demarcație între revistă și film. Ești între și între. Da. La mine începuse să apară deja și mi-aduc aminte că downloadam filme de pe site-uri din acestea, mărturisire publică de piraterie. Că așa era moda în România. O Românie ieșită din... de după perioada Revoluției, ieșită din comunism și financiar nu tot stăteau bine, era la modă să descarci filme de pe tot felul de site-uri și acolo găseai multe materiale și acolo a început bătălia mea, pentru că diavolul întotdeauna a avut această artă de clickbait, știi, să atragă. Și venea cu niște titluri foarte pompoase care te făceau să dai click. Exact. Știi? Tot felul de curiozități care efectiv îți copleșeau mintea și cineva spunea îți trebuie 3 secunde ca să devii dependent de pornografie. 3 secunde. Pentru că infuzia de dopamină la nivelul creierului în momentul în care vezi un material pornografic este una dintre cele mai mari din lume. Este echivalentă cu dopamina consumului de droguri. Da? Adică în creier, s-a studiat creierul uman și s-a constatat că infuzia de dopamină este cam la fel de mare în ambele cazuri. Înseamnă că nu vorbim despre lipsa de voință când copilul sau adultul se întoarce în consumul de pornografie. Vorbim despre o boală, adică este dependența. Nu? Da, da, dependența se ajunge prin prima accesare, prin... Păi da, și cine ne ține departe? Uite, de exemplu, când ai avut tu te-a face prima dată cu astfel de conținuturi? Când mi-a băgat mama internet,
Aveam, cred că, eram destul de măricel, adică nu eram un chiar 8-9-10 ani. Acum da, auzim că la 8-9-10 ani deja în copii, și mai devreme de 8 ani de zile, e foarte ușor să accesezi, mai ales că copiii de la, nu știu, 6 luni, 7 luni, 8 luni, părinții le pun o tabletă în față să tacă din gură. Da. Și ăla stă acolo, nu știe să se miște, dar stă la imagini. După care el 2 ani, 3 ani începe să acceseze. Și e foarte ușor să accesezi, chiar și de la 3, la 4 ani, la 5 ani. Da. Adică eu știu cazuri mai grave, fiind părinți și îmi spun că au copii care, iertați-mă, dar se masturbează de la vârste foarte inimaginabile. Adică 4 ani mai devreme am aflat, atât băieți cât și fete. Acum de ce? Ce, pe de-o parte, Tony, este normalitatea descoperirii propriului corp pe care nu o putem nega. Da, pe de altă parte, e normal să intervină părinții și să explice cum stau lucrurile când observă astfel de comportamente. Că una este să descoperi ce este, alta este să problema continui, și ceea ce voiam să semnalez este că societatea, în 99% din majoritatea ei, nu vede un pericol în pornografie. Deci dacă te duci și întrebi pe oricine... Nici între creștinii practicanți nici între vede un pericol. Exact. Adică, da, mă, nene, ce? Te iau cu textul ăla. Ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place? Sau e natural, e normal? Ce vrei? Așa am fost creați de Dumnezeu? Sunt cupluri care... Chiar creștini, am consiliat o familie care a venit la mine la consiliere în urma unui vis. Foarte pe scurt, ei accesau pornografie cumva ca să-și îmbunătățească viața sexuală. Exact. Da. Asta a fost o capcană. Dom'le, noi trebuie să vedem ca să știm cum e și se automotivau prin materialele astea. Și într-o noapte ea a visat că sub patul lor era un șarpe gigantic. Și șarpele ăsta îi înghițea pe amândoi și s-au rugat și au constatat, bine, Dumnezeu i-a înștiințat direct că este vorba despre ceea ce fac. Și în momentul ăla au venit la consiliere și au zis: pastore, ajută-ne să scăpăm, pentru că ne-am dat seama că de fapt prin minciuna pe care am trăit-o noi l-am băgat pe satana în patul nostru. Da, da. Și am reușit și familia respectivă a fost salvată. De ce? Pentru că pornografia duce în cele din urmă la o viață, duce chiar la despărțire, la divorț, dar duce la o anomalie sexuală chiar în familie, pentru că, așa cum am spus mereu, crește apetitul, un apetit pe care familia nu ți-l poate oferi. Un apetit nesănătos. Un apetit nesănătos, okay, exacerbat, și multe deviații. Mulțumesc frumos. Într-adevăr, nu ne jucăm cu... Da? Și dependența de mâncare este o dependență, da? Dacă ajungi să salivezi la fiecare colț de stradă, pentru că așa ai învățat tu să gestionezi stresul mâncând, automat că vei suferi foarte tare mai devreme sau mai târziu. Nici pornografia nu e mai prejos. Exact. Ce vine din partea ta? Tu ești tânărul de serviciu, David. Cum se vede prin ochii tăi povestea aceasta? De ce? Pentru că 75% de ce spune acest studiu dintre bărbații creștini sunt dependenți de pornografie. 40% dintre femei sunt dependente de pornografie. Deci nu mi-ar veni să cred. Și doar ca să mai condimentez un pic povestea, cu câteva luni în urmă, un tânăr pe care îl cunosc într-o oarecare măsură a spus public lucrul acesta, că s-a luptat cu pornografia ani de zile, creștin, tata, trei copii, adică o familie frumoasă și toate cele din afară, totul arată mirific. Și totuși el s-a luptat foarte mult timp cu pornografia. Adică sunt lucruri foarte reale, sunt lângă noi, doar că noi stăm așa și preferăm să nu știm, să nu vedem, să nu înțelegem. Ce se vede de la tine? Eu cred că explozia aceasta a pornografiei a apărut cam când eram eu adolescent, cam în perioada aceea. Și este foarte important să fim înștiințați din timp. Pentru exact. Ce ar simți inima unui adolescent că are nevoie vis-a-vis de avertizările acestea? De înștiințări. Îmi amintesc că eram în liceu, când colegii, știind că am o religie mai aparte, știind cumva de unde provin, și din discuțiile pe care le aveam, din faptul că făceau anumite glume și eu nu mă prindeam de lucrurile acestea, și-au dat seama că eu nu am vizionat pornografie. Și atunci au început să-mi pun un telefon în față și așa mai departe. Adică presiunea socială este foarte mare în primul rând și cam atunci cred că au apărut smartphone-urile, cam în perioada aceea când am început eu liceul.
Și bineînțeles și accesul mult, mult mai facil odată cu internetul de mare viteză, cu telefoanele inteligente și așa mai departe. Și nu știu, habar n-aveam despre ce este vorba în perioada respectivă, pentru că nimeni vreodată nu mi-a spus nimic despre subiectul respectiv. A fost tabu și am aflat de la colegi. Adică să înțeleg că până în clasa nouă, în școala în care tu ai învățat, nu se amintea despre așa ceva? Eu nu mă prindeam. Nu te prindeai, am înțeles. Erai în afara poveștii acesteia. Știi de ce am întrebat asta? Pentru că în cadrul școlilor, din clasa a doua, din clasa a treia, când aveau acces, că acum se zice că n-ar mai avea acces la telefon în timpul orelor copiii, din clasa a doua, a treia, deja în pauze, cam asta se întâmplă. Și asta se întâmplă. Sau se întâmpla. Eu am avut telefon cu butoane când am ajuns la liceu. Am înțeles. Dar cam atunci s-a produs schimbul de la una la alta. Și da, nu știam cu ce se mănâncă treaba asta și am aflat așa, pe parcurs am început să mă plimb de care este situația și între timp am luat cumva cunoștință mai profundă cu ceea ce înseamnă adicțiile, pentru că m-am implicat foarte mult în voluntariat și am studiat subiectul acesta, având și o problemă cu o altă adicție cu altă de alternator. Am înțeles. Ce crezi tu că ar trebui să se întâmple în familie și în biserică în ceea ce privește prevenția adicției de pornografie? Pentru că ai amintit mai devreme, poate ar fi bine să fim înștiințați. Ok, cum? Nu știu exact, adică de la familie la familie diferă foarte mult. Evident. Și fiecare părinte crede că își protejează copilul nespunându-i răul care există în afară. Atunci copilul nu știe, el încearcă din curiozitate, vede că e bun, interesant și așa mai departe și se trezește că a dezvoltat o adicție și nu știe când și cum s-au întâmplat lucrurile respective. În biserică, la momentul de față, cred că este un mare tabu, dar cred că acolo lucrurile pot să iau o formă mai organizată. Adică se pot dezvolta programe de informare, de educație. Faptul că suntem la această emisiune, cred că pentru anumite persoane, pentru anumiți tineri, pentru anumiți copii, poate să fie un mare plus pentru că află niște informații dintr-o sursă mai bine documentată și dintr-o perspectivă pozitivă, să spunem. Adică află ce s-ar putea întâmpla. Ok, mulțumesc. Da, biserica poartă multă răspundere, familiile poartă multă răspundere. Domnul Băingeanu, nu vi se pare totuși prea mult? Tânărul despre care vă povesteam mai devreme spune, măi, eu cred că undeva 80% cel puțin dintre bărbații creștini, că în general bărbații un pic mai mult afectați de pornografie decât femeile, zicea el, cred că 80% dintre bărbați sunt dependenți de pornografie în cadrul bisericilor. Nu este prea mult? Asta e întrebarea. Adică, ce treabă mai are asta cu viața de credință? Sau cum se împacă aceste două lucruri în viața acelor oameni? Răul e rău peste tot. Nu are importanță că este în contextul bisericii sau în afară. Răul se manifestă în forme total necontrolabile. Cum se explică faptul că bărbații sunt mai dependenți? Datorită înclinației noastre ca bărbați, noi suntem mai impresionați de ce vedem decât de ce auzim. Doamnele au o înclinație mai mare spre rezonanța asta cu ce aud mai degrabă. Ori Scriptura este foarte clară și în privința asta, spune bărbaților, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Apropo de asta, cât este de radicală abordarea lui Dumnezeu. Terapia divină, da? Adică ideea care este acolo? Evident că nu e vorba de o chestiune fizică, dar metafora este foarte clară în sensul care... Ce ar însemna, domnul Boingean? Chiar e foarte interesant că acest verset mereu ridică întrebări. Cum adică? Păi să-mi tai mâna? Nu, e vorba de o metodă foarte radicală, dură, de disciplinare. Pavel, când vorbește despre modul în care mintea noastră poate să o ia raznă, și adevărul este acesta, că pornografia dezlănțuie în universul gândirii noastre un univers necontrolabil, adică mintea mea fac ce vreau. Da. Nu poate nimeni să-mi citească gândurile, mă rog, cei mai mulți, că sunt și situații ale unor specialiști care pot să citească cât de cât gândurile, îi lăsăm pe ei la o parte, dar în universul gândirii mele fac ce vreau. Și atunci ce spune Pavel? Ok, dacă vrei să fii bine, atunci orice gând,
îl faci rob ascultării de Hristos, sclav. Hmm. Păi nu vă supărați, asta e o formă foarte radicală de a-ți disciplina gândirea. Vrei să fie echilibrat? Atunci trebuie să adopți sistemul ăsta. Nu, lasă că o să mai văd eu, lasă că vedem noi, mai cosmetizăm cumva. Nu, 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 e o chestiune extrem de radicală. Dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Și mai există în Vechiul Testament, în Proverbe, tot așa o metaforă interesantă, că bărbații ajung să, când sunt fascinați de imaginea, acolo era vorba nu de imagine pe internet, ci imaginea fizică a unei femei de muravuri ușoare, bărbatul ăla este ca vițelul care se duce la abator. Da. Bow spune acolo, îmi pare rău, că nu pot să spun, e greu să spun asta. Dar realitatea e foarte dură. Adică, înțelegeți-mă, deci ajungi într-o schemă din asta în care pur și simplu nu te mai poți opri. Rațiunea păi, ce e poți anulată, să faci? Evident. Ce poți să faci atunci? Trebuie să iei o măsură radicală. Mm. Dacă vreți, vă dau un exemplu, că și eu am pățit, la fel cum spunea mai devreme, că uite, nu știam despre asta. Băiatul meu mi-a zis mie, tati, mie nu mi-ai spus niciodată de pericolul ăsta. Mm. Și m-am trezit și eu, dintr-o dată, eu nu știam de asta, stai puțin. Că nu mi-am dat seama, asta ce se întâmplă. Și atunci el m-a rugat să îl ajut să-și pună restricții pe anumite site-uri. Am înțeles. Nu pot să intru acolo decât dacă îmi dai codul sau accesul acolo. A fost foarte interesantă acțiunea lui, dar el și-a făcut controlul ăsta foarte riguros și categoric. Despre asta este vorba acolo. Mm. E o metaforă care indică lucrul ăsta. Dacă nu intervii într-un mod hotărât, ferm, nu poți să ieși de acolo. Am înțeles. Te duci precum boul la tăiere. Da, și asta este o imagine totală aiurea. Adică cum să știi că acolo ajungi să fii tăiat și totuși să te duci încolo? Iată că așa e de puternic răul. Mm. Dependența asta nu vine imediat, așa cum se spunea de vreme. Începe de acolo. Că asta este amăgirea asta foarte interesantă. Că nu se întâmplă altceva decât să stimuleze o plăcere care se produce în universul interior. Mintea ajunge să fie pervertită, aia e problema dependenței. Domnul doctor poate să ne spună mai exact cum stau chestiunile astea psihologice, da? Mintea ajunge să fie pervertită și eu la un moment dat eu nu mai pot să controlez că mintea îmi dictează ce să fac. Corect. Și nu pot să mă mai duc în altă parte, că mintea mea e setată să se ducă încolo. Sunt două lucruri foarte importante pe care le-ați amintit și aș vrea să le subliniez. Da. Unu, bărbatul și femeia în egală măsură, dar bărbatul este mai susceptibil la această dependență. Este atât de șters ca persoană, ca voință, ca orice, încât ajunge ca un bou care se duce la tăiere în momentul în care se lasă târât într-o dependență de genul acesta. Cu alte cuvinte, ține de respectul de sine. Până la urmă, ce vreau eu să fiu? Poate că ăsta ar fi un cârlig de care unii se vor agăța. Nu vreau să ajung în postura aceea de bou care merg la tăiere. Prefer să fiu decent și să mă comport ca atare. Și al doilea aspect extrem de important, tăierea mâinii, scoaterea ochiului, tăierea internetului, smartphone-ul pe dreapta, adică cumva scăpăm de acele lucruri care ne expun constant pericolului. La asta vă referiți? La asta mă refer. Și în consiliere este cunoscut faptul că mintea trebuie reeducată, dacă pot să zic așa. Da. Mintea e ca un soldățel. Dacă l-a instruit să facă un anumit lucru, este ca ăla, soldatul kamikaze. Știți ce face ăla? Când e instruit să se ducă să îndeplinească o acțiune și dacă moare, se duce să îndeplinească acțiunea. Exact. Așa e mintea, e soldatul kamikaze. Dacă vrei să schimbi toată dinamica asta, instruiește soldatul ăla altfel. Și fă disciplina asta a minții. Și asta e chestiunea care ajută. În biserică, că se vorbește mai devreme, din păcate nu se vorbește despre asta. Eu m-am întrebat și eu adesea de ce oare. Eu am vorbit de câteva ori. Și cum ați fost primit? Foarte bine și cu sigur că cei de vârsta mea erau foarte suspicioși. Că ce aia cu așa. Dar vreau să mă credeți. Într-o comunitate de vreo 800 de oameni care erau acolo, eu am rămas îngrozit de reacțiile pe care le aveau. Că știți, acum după atâta experiență pot să citesc și eu un pic. Da? Noi avem impresia că suntem grozavi, că nu știu, dar ne dăm de gol repede. Cum să nu? Cum să? Și eu am rămas îngrozit să văd că într-o biserică reacțiile atâtor persoane care arătau clar că sunt în problema aceea despre care vorbesc. Vă rog să mă credeți că mi-a fost greu să mai vorbesc a doua oară undeva. Eram îngrozit de ce se întâmplă. Dar trebuie să se întâmple asta. Trebuie să vorbim despre asta. Poate că mai avem astăzi ocazia să vorbim despre asta până să mai lămuresc alte lucruri. Sigur, sigur că da.
Tony, hai să mergem un pic mai departe. Până la urmă, în ce măsură afectează acest obicei, această dependență, până la urmă, ca orice altă dependență, în opinia mea, că nici o dependență nu e mai sfântă decât alta, cum afectează orice dependență și, în mod special, dependența pornografiei, relația creștinului cu Dumnezeu? Adică, până la urmă, acești creștini care au fost solicitați a da răspunsuri, e ok, folosim pornografia în favoarea vieții noastre sexuale, e totul normal, nu e nimic. Care e problema? Adică e parte din viața noastră asta, pentru că societatea gândește așa și creștinii automat sunt parte din societate. Și cum afectează? De ce ar trebui să văd ca pe un pericol? Permiteți-mi să fiu un pic mai dur, în sensul că aș vrea să o luăm pe palierele dezvoltate de pornografie. În primul și în primul rând, dezvoltă masturbarea și chiar masturbarea obsesiv-compulsivă. Autosatisfacția. Autosatisfacția. Hai să o zicem așa, da. Știi de ce spun asta? Pentru că vreau să vedem faptul că simt o nevoie disperată să mă apropii de mine într-un mod nelegitim. Exact. Și deci pici într-o capcană din aceasta. Am întâlnit cazuri de înconsiliere, iertați-mă, de 7 ori pe zi sau de 7 ori pe seară, boli cauzate din cauza acestei autosatisfacții sau autosatisfaceri, bineînțeles, duse la extrem. Apoi, nu te poți controla în spații publice, adică, încă o dată, vreau să fiu și mai dur, adică am auzit cazuri, ești în mall, ești la, nu știu, într-o sală de sport unde vezi o anumită persoană de sex opus sau, din păcate, chiar de același sex și se naște în tine o poftă animalică pe care nu o poți controla și în momentul ăla tu trebuie să te duci să îți autosatisfaci trupul. Chestia asta o aud foarte des. Serios? Da, deci foarte des. Tineri care sunt în mall, iertați-mă, da? Asta face pornografia. Deci pornografia duce la masturbare, după care duce la lipsa controlului, exact, sau la scăderea nivelului de control, de autocontrol. Ești în mall, vezi o femeie și tu trebuie să găsești un loc în care să te duci. Asta aud, deci fratele Boingeanu spunea că e îngrozit. Sunt la fel de îngrozit, pentru că vin tineri, am comunitate 80% sau, hai să zic, 70% formată din tineri sub 30 de ani, să zic. Și atunci aud foarte des aspectul ăsta la consiliere, ceea ce mă îngrozește. Apoi, patim sexuale sunt dezvoltate de pornografie. Deci majoritatea tinerilor care au venit să-mi spună că se luptă cu o patimă sexuală, și aici nu intru să le dau, dar nu le știți pe toate. Nu ne interesează, că știu mai exact multe cei care privesc. Patim sexuale. Majoritatea au venit și mi-au spus: Tony, am patima asta în mine în urma vizionării pornografiei de felul ăsta, până și la zoofilie. Da? Adică vorbim și de zoofilie aici. Au venit și mi-au spus: eu mă lupt cu patima asta până la zoofilie din cauza pornografiei. Pentru că am dat de un filmuleț care explicit în titlu zicea asta, știi? Și am ajuns să-mi pierd controlul. Și e ceva foarte puternic, spun tinerii ăștia, e ceva foarte puternic, nu mai mă pot controla. Deci patim sexuale, trei. De fapt, câte sunt? Una, două, trei. Ai spus trei, încă una, patra. Vedeți, dezvoltăm în mințile noastre niște întărituri. Biblia le numește izvodiri ale minții sau întărituri. Adică mă culc și visez pornografie. Am vise erotice în care visez tot felul de femei. Practic, mintea mea produce scenarii pe care eu le-am vizionat. Da. Poate nu aceleași, dar diferite. Și atunci te trezești îngreunat de păcatele acestea. Pentru că porneia, da, curvia, noi avem așa, pornografia, da? De unde vine pornografie? De la porneia și grafie, da? Care în greacă, porneia e curvie și grafie imagine. Da? Și atunci ai curvie în imagini.
Da? Și atunci tu te trezești, Biblia spune că bunătățile Domnului se noiesc în fiecare dimineață. Tu ar trebui să te trezești într-o stare de bunătate a prezenței lui Dumnezeu, în slava lui Dumnezeu, să te trezești curat, să te trezești în dorința de a intra în părtășie cu Dumnezeu. Ceea ce face pornografia este să te pângărească la nivelul minții, inclusiv noaptea, și tu te trezești exact ca Adam și Eva, departe de fața lui Dumnezeu, cu dorința de a te ascunde de Dumnezeu. Eu am trăit lucrurile astea. Uh-huh. Mie mi-a luat destul de mult timp să scap definitiv de vise erotice după ce, din curiozitate, am consumat materiale pornografice. Și am rămas șocat să văd că mintea mea începe să producă materiale pornografice. Vă dați seama, mintea ajunge un computer care produce propriile filme porno, propriile filme pornografice. Și atunci mintea ta nu mai este un locaș al Duhului Sfânt. Evident. Mintea ta este un locaș al patimii sexuale. Ce pui, aia obții. Și tu trebuie să scapi, să-ți curățești mintea. Da? 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 5. Ne ridicăm împotriva oricărei izvodiri, oricărei întărituri demonice a minții, da, care stă împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. Și mi-a luat mult timp. Te căsătorești, vă dau și scenariul ăsta, te căsătorești și ai lângă tine o femeie și tu visezi, din punct de vedere sexual, o altă femeie. Adică nici pentru că e foarte important de subliniat aici, dacă sunt tineri care consideră că odată ce se căsătoresc, tineri sau tinere, uh-huh, pornografia dispare cu desăvârșire din viața lor, asta este o mare amăgire. Exact. Pentru că pornografia nu se oprește când ai spus tu da la altar. Exact. Aia nu merge cu tine în căsnicia ta. Nu dispare când ți-ai ales propria ta femeie. Pornografia dispare în momentul în care ai hotărât cu orice preț să scapi de pornografie. În fond, dacă ar fi să rezum în câteva cuvinte, Tony, răspunsul tău, pornografia, ai adus tu patru idei mari, masturbare, lipsa controlului, patim sexuale și întăriturile din mintea, uh-huh, noastră, ne duc la separarea de Dumnezeu. Cum, exact, ne afectează? Ei bine, pornografia pune un zid foarte mare între noi și Dumnezeul nostru și îl împiedică să ne răspundă rugăciunilor. Noi putem să ne rugăm, dar, uh-huh, în același timp rugăciunea noastră nu ajunge mai departe de tavan. Aș mai adăuga al cincilea caz, violul, da? Agresiunea, uh-huh, sexuală, și aici la agresiune sexuală aș adăuga pedofilia. De ce? Pentru că, vedeți dumneavoastră, de ce se ajunge la pedofilie? Pentru că, uite, de exemplu, tați, da? Foarte des în cazul taților și, din păcate, în biserică, din nou o spun ca un șoc, în biserică a început să auzim de la tați. De fapt, nu tații mărturisesc lucrurile astea. De obicei, mamele descoperă. De curând am trăit un șoc să aflu că un tată și-a abuzat sexual copiii. De ce? Pentru că ei, și tot începe cu pornografie, în mare parte. De ce? Pentru că oamenii ăștia consumă și ei caută o persoană să o abuzeze. Nu au curajul, da, cu ghilimelele de rigoare, să treacă la abuzul unei femei. Nu au. Și încă o chestie. De ce abuz sexual? Pornografia vine cu această înclinație spre bestialitate. Da. Bestialitate, adică tu simți nevoia să chinui, să produci rău, vine cu această înclinație spre masochism, da? Sadism, da, da, da. Sadism, masochism, bestialitate. Și tu, prin faptul că agresezi sexual niște copii, tu realizezi, îți dă o satisfacție colosală că chinui niște ființe. Ai putere. Dacă ai putere și că chinui. De fapt, aici ajungem la demonism, la înfrățirea cu demonii, pentru că prin tine se hrănesc niște ființe malefice și tu nici nu-ți dai seama de lucrul ăsta, da? Demonii trăiesc foarte prin important oameni și se hrănesc prin oameni care acceptă să facă lucrurile astea. Cumva, în ultima instanță, demonii iau în stăpânire acele suflete care au pus ziduri după ziduri după ziduri între ei și Dumnezeu. Exact. Mulțumesc frumos! Cu drag. Pornografia izolează. Cam asta se întâmplă. Bine, acum tu vorbești despre copiii aceia care veneau și se lăudau cumva cu noutățile aflate de ei. Dar în principiu, că ești bărbat și probabil că înțelegi mai bine decât înțeleg eu din postura de femeie lucrurile acestea, când apar problemele acestea de pornografie și de toate cele care vin după ca niște rățuște după mamă, acele efecte negative, chestia asta te fac să te izolezi, să te rupi de locul acela în care se întâmplă corect lucrurile, inclusiv de biserică, de comunitatea, nu știu,
socială, de oricine. De ce se întâmplă asta? De ce simțim nevoia să ne retragem atunci când intrăm în astfel de consumuri? Nici nu știu de unde să încep. Cum vrei? Ai ocazia, okay. Ai prins microfonul. Zi! Gata. Ok. În primul rând trebuie să înțelegem că este o boală progresivă. Este o boală. E o boală. Aș vrea să fac neapărat mențiunea aceasta, că este o boală, pentru că sper că o să ajungem să discutăm lucrul acesta despre implicațiile în biserică și modul cum răspund oamenii din biserică la lucrul acesta. Și dacă o tratăm ca pe un defect de caracter, avem niște probleme, ceea ce se întâmplă, în cele mai multe cazuri este tratată ca o slăbiciune personală sau ca un defect de caracter. Exact. Dacă o tratăm ca o boală, atunci putem să găsim empatie și putem să găsim soluții, să ne îndreptăm către soluții. Deci aș face în primul rând această mențiune. Și la fel ca orice boală, poate să progreseze către ceva din ce în ce mai rău. Adică bolile sunt ușoare, am o hipertensiune, dar pot să ajung la AVC de la hipertensiune. Corect. Și un cancer e la început mic, pot să îl scot, pot să-l tratez doar cu medicamente și la un moment dat poate să fie dita mai tumoră care să mănânce tot corpul și să conducă la deces. Cam așa este și cu pornografia și ceea ce se amintea și înainte, de ce se ajung la anumite lucruri. La început poate că există, ca în orice adicție de altfel, există poate o compulsibilitate. Adică încep să consum, să nu mai am neapărat control asupra lucrului meu. O adicție, vreau să fac neapărat această mențiune, orice adicție înseamnă de fapt o diminuare progresivă a lucrurilor care ne fac plăcere. Mm-hmm. Și atunci începem să înțelegem de ce obsesivitatea și compulsivitatea în orice adicție. Mm-hmm. În orice adicție, pentru că se spunea de dopamină, în cazul mâncării, de exemplu, primim 50% mai mult față de lucruri normale. Noi primim tot timpul dopamină pentru orice lucru pe care îl facem, orice gând, faptul că am luat un pix de aici, vreau să iau pixul acesta, când m-am gândit, primesc un pic de dopamină. Că ai reușit. Uh-huh. Ai bifat obiectivul. Primesc prima dată când mi-a apărut gândul, da. Ca motivator, da. Uite ce o să se întâmple dacă reușesc să faci lucrul acesta, da. Și pe urmă mai primesc încă o dată, care compensă, uite, pentru că ai făcut lucrul acesta, ai dopamina pe care ai anticipat-o înainte. Primesc de două ori. În cazul adicțiilor, de multe ori adicțiile vin instant. Adică aici a fost gândul și imediat, în secunda următoare, am primit și recompensa. De acele 3 secunde. Că fumez. Poate nu sunt chiar 3 secunde, poate sunt 10 minute, jumătate de oră, cât o fi. Dar intervalul de timp, eu dacă vreau să am un obiectiv, vreau să fac ceva, necesită muncă. Adică prima dată am avut gândul, vreau să fac un discurs, vreau să fac o predică. Trebuie să pun muncă. Sunt niște ore. Mm. Și recompensa vine întârziată. Este greu. Este greu. Da. În momentul în care am o adicție, recompensa vine aproape instant. De ce funcționează așa creierul uman? E foarte ciudat. Pentru că noi... Adică mi se pare că e un pic nedrept Dumnezeu. Știi? Mi se pare ciudat. De ce permite ca în cazul adicției dopamina să bușească în momentul acela, iar în cazul acțiunilor care necesită timp, un pic mai îndelungat, care necesită gratificare amânată. Iată, trebuie să aștepți să primești rezultatele respective, da? Și să muncești serios și numai cine învață știe câtă muncă. De ce este așa? Nu este diferit. Mecanismul e acela. Avem impresia și multă vreme s-a spus lucrul acesta că dopamina este hormonul sau neurotransmițătorul recompensei. El este, de fapt, neurotransmițătorul motivației, în primul rând. Uh-huh. Adică îl primesc la început, când mi-am pus obiectivul, indiferent de obiectiv. Uh-huh. Problema este că dacă am un obiectiv care presupune muncă, până când îndeplinesc obiectivul ca să primesc recompensa, durează. Pe când în orice adicție, ca să fumez țigara, ca să dau scroll pe social media, ca să vizionez un material pornografic, în primul rând este foarte ușor. Efortul pe care îl depun este foarte ușor ca să fac lucrul acesta și recompensa imediat, pentru că acum am luat țigara, am fumat-o. Am primit cu primul fum care a intrat în plămânii mei, deja am primit dopamina. Am înțeles. Am primit recompensa. Adică nu este că Dumnezeu este nedrept. Pur și simplu, asta odată. Cele două vin așa, la pachet, și atunci de ce aș aștepta 8 ore? De ce aș munci 8 ore? De ce aș depune efort ca să primesc niște dopamină? Ca să am parte de puțină plăcere, când pot să am în 5 minute o am. O dată. Doi la mână, cantitățile sunt mult mai mari. Adică ceea ce pot să obțin artificial
prin consum de droguri. Da? Ziceam, pornografia 100% față de activități obișnuite. Nu e chiar așa de mult. Dar ajungem în alte capcane imediat. Cocaina 150%. Da? Nu mi se pare așa de mult. Comparat cu, adică este drog, este o substanță efectiv care ajunge în creierul meu să dea 150% și pornografia care e un comportament să dea 100%. Adică atât de puternic este, se apropie de un drog. Heroina 250%, amfetaminele undeva la 1000%. Asta ar trebui să știe cei care intră în jocul acesta al substanțelor, pentru că probabil că cu cât este mai mare potențialul de creștere al dopaminei, absolut, cu atât este mai rapid de instalat dependența. Da, adică absolut. Asta e logica, nu? Da. Pe de altă parte, pornografia este singurul comportament, singura adicție care implică mult mai mulți neurotransmițători. Și atunci nu dereglăm doar acest neurotransmițător al dopaminei, ci dereglăm și oxitocină, serotonină, noradrenalină. Și lucrul acesta, că eu să obțin un astfel de efect, o combinație din toate lucrurile, oxitocină este hormonul legăturilor, da? Neurotransmițătorul relațiilor și așa mai departe. Serotonina e al stării de bine, al simțului apartenenței și așa mai departe. Noradrenalina are și efectele ei pe agitație, pe focus și așa mai departe. O combinație dintre toate cele patru poți să obțin doar combinând diverse droguri. Dopamina, pornografia face lucrul acesta singur. Cum explici asta? Foarte pe scurt, așa. Foarte pe scurt. Oxitocina are relații. Da, adică chiar și dacă este un lucru, mi-a plăcut foarte mult un gând, spunea cineva într-un film, dar lucrurile astea avea cumva așa un fel de vedenie. Sunt reale sau se întâmplă doar în capul meu? Și s-a răspuns, dacă se întâmplă doar în capul tău, nu înseamnă că nu sunt reale. Foarte important, pentru că sunt reale pentru tine. Da, deci creierul nostru, oricum creierul nostru, noi avem impresia că noi percepem, că noi stocăm informații. Nu, el creează tot timpul. Din ceea ce văd acum, văd camera aceea în față, eu văd doar camera. Tot ceea ce este în jurul ei este creat de creierul meu din experiențe trecute, din ceea ce a văzut într-o fugă. Corect. Cu alte cuvinte, tu vrei să spui că oxitocina este afectată și este stimulată în vizionarea de pornografie, pentru că tu îți imaginezi relația, activitatea respectivă, nu de unul singur. Exact, deci în mintea ta este și o altă persoană, cel puțin. Asta vrei să spui. Da. Deci oxitocina este bifată, noradrenalina. Și dacă mă frec așa pe deget, și părinții când făceam bobă la genunchi, freca, acolo se eliberează niște oxitocină. Orice atingere. Înseamnă oxitocină. Da. Foarte interesant. Ok. Și celelalte la fel, pentru că există o stare de agitație. Poate mă prinde, poate nu mă prinde. Poate mă vede cineva, poate... Și atunci noradrenalină. Și celelalte la fel din același motiv. Și atunci este un cocktail foarte puternic. Și este foarte greu de rezolvat această situație. Acum, ce afectează? În primul rând, ne scade plăcerea pentru celelalte activități obișnuite, care necesită efort, după cum zic, recompensa vine târziu. Nu vin cu o cantitate de dopamină așa de mare, nu vin și cu celelalte. Adică, dacă eu intru în recuperare, trebuie să am grijă de toate celelalte paliere. Este o problemă foarte complexă. Adică și de relații, și de activități care să ne pună la treabă, osul la muncă, cum se exact, zice. Exact. Asta odată. Pe urmă, încet, încet, trebuie să măresc doza. Pentru că am epuizat din jurul meu, nu mai îmi produce nimic plăcere. Da. Singurul lucru care îmi produce plăcere este adicția mea. Oricare ar fi ea. Și pe urmă trebuie să crezi doza ca să obțină același efect. Este în definiția adicției, toleranța. Da. Trebuie să crezi doza. Și așa ne explicăm de ce ajungem la extreme. Poate la început este de mai multe ori pe zi, poate încep cu un anumit tip de materiale, pe urmă ajung cu altfel de tip de materiale, mai să le numesc exotice, extreme. Crește și nivelul de risc odată cu... Absolut. Și într-un final o să încerc să vreau să fac lucrurile respective și în realitate. Da. Și de ce se ajunge la diverse comportamente. Asta e în extrem. Cum afectează relațiile? Păi în primul rând distorsionează realitatea. Corect. Pentru că o femeie reală, referitor la cuplul respectiv, eu cred că persoanele respective consumau deja pornografie dinainte. Da. Și în momentul în care au intrat o relație, au descoperit că nu e la fel.
Pentru că persoanele care înregistrează acele videoclipuri sunt actori, nu? Sunt actori. Ok. Există acolo un joc de lumini, există un joc de sunete, există un scenariu foarte bine gândit dinainte, sunt persoane profesioniste care fac lucrul acesta. Cu alte cuvinte, a te aștepta tu, creștine, consumator de pornografie în relația ta de dragoste, de familie, să obții cel puțin același efect ca în film, este o nemintoșie. Persoanele respective sunt diferite. Adică nu arată persoana de lângă mine cum arată un actor, orice actor. Haideți să ne uităm cum arată un actor de filme normale și cum arată persoanele de rând. Adică clar că lucrurile sunt total diferite și distorsionează realitatea. Wow. Și atunci realitatea mea nu o să mai îmi placă de nicio culoare. Și o să vrei din ce în ce mai mult. Nu te potrivești la ceea ce visezi, dar tu visezi. Wow! Super! Nu cred că vom putea... Mi-e ciudă că nu vom putea termina. Domnul Băinceanu, dar vin cu o provocare și îmi cer scuze, dar trebuie să merg mai departe. O provocare foarte mare. Cum pot liderii bisericii să ofere sprijin și resurse dependenților, în mod special de pornografie? Cei care se confruntă cu pornografia se simt singuri în lupta lor. Deci sunt și de aia care spun, băi, sunt aici, dar nu-mi convine. Adică nu doar aceia care. Asta e un aspect. Atunci când sunt întrebați cine vă ajută, un procent uluitor, 82% dintre cei care răspund, spun nimeni. Da. Deci nu e nimeni acolo ca să te scoată din mocirla respectivă. Ce facem? Eu cred că e o problemă serioasă și în biserică nu se vorbește despre asta din câteva motive. Primul, că e o rușine. Și iată că genul ăsta de adicții devine favorizat cumva datorită rușinii, că ne rușine să spunem. Doi, sunt lideri care, din păcate, apelează la o formă extrem de simplistă și nerealistă de rezolvare a situației. Lasă că ne rugăm și scapi de asta. Mm. Eu fac consiliere de multă vreme, dar am echipă cu psihoterapeut și cu psiholog. Pentru că nu pot singur să fac asta. Sunt cazuri în care nu reușesc să depășesc... Trebuie să lucrăm în echipă. Exact. Ca să ajungem să găsim un echilibru. Ori să vii într-o comunitate unde spunea să simplu ne rugăm și duhurile pleacă, e o amăgire. Lucrurile trebuie să rezolvate într-un mod foarte responsabil. Și riguros. Și riguros. Și uitați-vă la ce se întâmplă în Scriptură. Primii oameni au fost la fel amăgiți să creadă că dacă mănâncă din fructul ăla oprit, era tot așa o formă din asta, hai să vezi o plăcere mai mare decât, de ce să fii limitat? Da. Că Dumnezeu a pus limite. Și zic, măi, ești fericit, ești împlinit dacă stai în limitele astea. Ok, nu depăși limita. Dar a venit ispita că, hai, lasă că să vezi că e să fii ca Dumnezeu. Și ce au realizat? Că erau goi și le era rușine și s-au ascuns. Păi asta e drama ispitelor ăstora, mă înțelegeți? Și asta se întâmplă în contextul pornografiei. Că să vezi că asta e tentația, să duci plăcerea dincolo de limitele stabilite de Dumnezeu. Uh-huh. Că plăcerea sexuală este pusă de Dumnezeu în noi. Și are rostul ei în cadrul legământului de căsătorie. Dar să duci asta dincolo de limita aia și în universul gândirii, asta este dramatic, așa cum s-a întâmplat cu primii oameni. Că ei au gândit că vor fi ca Dumnezeu. Uitați-vă la ce spune Scriptura și veți vedea că exact asta se spune. Că ei au crezut că dacă mănâncă vor fi ca Dumnezeu. Și realitatea care a fost? Realitatea a fost că nici nu au putut să stea în prezența lui Dumnezeu și le era rușine. Li s-a promis un nivel de egalitate cu Dumnezeu, da, veți fi ca Dumnezeu, dar de fapt ei au căzut foarte tare că nu-și mai permiteau luxul să ajungă în prezența. Teologic, dacă vreți, biblic, poate mai corect spus, realitatea acolo este. Și așa trebuie abordată în biserică chestiunea. Uitați-vă apoi câteva generații după aia când Dumnezeu a zis că trebuie să distrug generația asta că este cumplită cu potopul. Da. Ați remarcat că se spune acolo că și înclinațiile gândurilor lor erau îndreptate spre rău? Da. Și Dumnezeu spune, asta e prea de tot, nu trebuie să fie o distrugere a generației. Și au rămas câțiva oameni cu corabia lui Noi. Și spune acolo, Dumnezeu a zis că nu mai nimicesc oamenii cu potop, deși gândurile sunt în continuare acolo. Aia e drama. De aia trebuie să găsim o formă în care, în biserică, să ne trezim și să ne dăm seama că e nevoie de o reajustare a modului nostru de a ne echilibra gândirea.
Universul gândirii este aici în discuție. E foarte important ce spuneți dumneavoastră. Problema este că foarte puțin înțeleg lucrul ăsta. Și așa cum a spus, tămâiem un pic, dăm cu, ne rugăm și scoatem demonii. Iată că lucrul acesta nu este nici pe departe o resursă vindecătoare pentru oamenii care suferă foarte tare acolo. E nevoie de eforturi susținute, de schimbarea minții care, ghiciți ce, nu se întâmplă deodată. E nevoie de schimbarea mediului. Pot să mai adaug un lucru? Vă rog frumos. Că eu vreau să înțelegem că în biserică putem face nu doar un fel de alarmă din asta, gata, semnalul de alarmă, vai de mine ce se întâmplă cu răul din jur. Nu, Dumnezeu ne-a dat mintea nouă oamenilor cu o capacitate extraordinară de a crea. Mm. Da? Să ajungi să sprijin pe tinerii care trec prin faze de genul ăsta să-și schimbe gândirea, că asta înseamnă pocăință, metanoia, o schimbare a gândirii, să schimbe gândirea, să vedeți ce creativitate acolo, să vedeți ce forță. Păi vreți să avem impact? Hai să încercăm să echilibrăm gândirea umană. Nu? Deci dumneavoastră sugerați că ideal ar fi ca în biserici cei mai în vârstă, cei mai cu experiență, să dea de lucru tinerilor într-un mod pozitiv, ca să nu aibă ei posibilitatea să stea de vorbă cu diavolul. Exact asta. Nu? Și în loc să tot avertizez, vezi că se întâmplă, nu știu, le spun, uite, știi ce poți să faci cu mintea ta? Poți să faci lucruri extraordinare, pentru că o minte regenerată dă o direcție extraordinară. Acum, nu vă supărați, nu o să zic, feciorul meu care m-a atenționat, tate, n-ai făcut nimic pentru mine. Am stat lângă el, am ajutat. El a ajuns acum să fie mult mai bun decât mine. Păi asta vă dovedește faptul că sunteți un maestru extraordinar. El mi-a zis mie, că eu n-am fost conștient de asta. El mi-a zis mie câteva lucruri. Și atunci, onest, trebuie să recunosc, ești mult mai capabil decât mine. Pentru că el și-a disciplinat mintea și a ajuns să găsească modalități prin care acea capacitate extraordinară a minții să fie folosită altfel, într-un mod constructiv. Ori cred că în biserica asta trebuie mai degrabă. Da. Decât să spui, vai de mine, că uite ce face. Uitați-vă în Scriptură. Nu se vorbește atât de mult de cât de mult ispitește diavolul, cât de mult se vorbește de ce poate să facă Dumnezeu cu oamenii care se întorc la el. Asta e provocarea pe care o aduc eu liderilor din biserică. Hai să fim conștienți că există pericolul ăsta, dar să ajutăm pe tineri să meargă într-o direcție în care pot deveni unelte fantastice în misiune, în orice fel de acțiune. Nu știu dacă greșesc, aștept să fiu corectată de tine, David. În momentul în care obții acea dopamină în urma unor proiecte bine puse la punct și nu în urma unor făcături din acestea care instant îți livrează dopamină destul de multă, nu cumva aia te hrănește mai mult timp? Nu. Asta nu e o veste prea bună. Dar se întâmplă ceva. După ce primim foarte multă dopamină, nivelul scade. Okay. Pentru că este evident, am un rezervor, am utilizat o bună porțiune din ea, nivelul scăzând, sunt mult mai puțin motivat să fac altceva și lucrul acesta îl percep ca o durere. Dacă am un proiect sănătos, nu primesc o cantitate extraordinară de dopamină, dar nici efectele de după, nici n-am consumat foarte multă. Adică încă mai am rezervă suficient de multă ca să fac alte proiecte, să fac alte lucruri. În momentul în care am consumat foarte multă printr-o adicție, am golit rezervorul respectiv de dopamină și o să dureze foarte mult ca timp. Să-l refac. Pot să spun că putem să ajungem chiar și la o depresie. Da. De la un moment foarte puternic cu foarte multă dopamină. Să ne gândim la actori sau cântăreți, poate, care au un mega concert. Da. Și pe urmă ne întrebăm de ce au făcut supradoză. Pentru că au ajuns, au golit total rezervele naturale ale creierului și au încercat să aducă din mediul extern ca să mai simtă ceva. Da. Da. Deci este mult mai sănătos din acest motiv, pentru că nu ajungem în etapa aceea de durere. Poate după ce am avut o victorie, nu mă simt extraordinar. O zi, jumătate de zi, câteva ore, da? Pentru că mi-am atins scopul și acum ce mai urmează? Deci dar pe urmă o iau de la capăt. Nu atât de mult plăcerea obținută, cât durerea evitată. Este câștigul celui care, foarte important asta, este câștigul celui care obține dopamină pe căi legitime, să zic așa. Da.
dacă putem vorbi în termeni ăștia. Tony, Satya Sam, autor specialist în a ajuta pe bărbați să depășească dependența de pornografie, a declarat pentru CBN News în 2022 că o contribuție semnificativă în eșecul bisericilor de a oferi resurse celor care se luptă cu obiceiul acesta al pornografiei este faptul că mulți lucrători creștini, păstori, prezbiteri, se luptă ei înșiși cu dependența de pornografie în viețile lor. De ce nu există mai multă implicare a corpului pastoral în această problemă covârșitor de prezentă între creștini? Pentru că, să fim realiști, când arde, apoi toată lumea vede. Uh-huh. Dar ce se întâmplă de nu se vede focul ăsta? Da, într-adevăr, într-o biserică în care nu se vorbește absolut deloc despre pericolul acesta atât de clar și evident și atât de distrugător, poate să fie problema ignorării din rușine, cum spunea fratele Boingeanu. Ignorăm că să nu ne sară lumea în cap pentru că abordăm subiecte atât de radicale și tabu. Deci, unul la mână poate să fie rușinea și doi la mână, așa cum ai spus și tu, poate să fie chiar un indiciu că păstorul respectiv, preotul, pastorul respectiv se confruntă el însuși cu această problemă. Eu am fost cândva într-o biserică, mergeam într-o anumită biserică și fiind tânăr și confruntându-mă cu problema asta, chiar am spus păstorului dintr-un puseu așa de mărturisire și sinceritate, am spus, ar fi bine să abordați problema asta pentru că mulți ne confruntăm cu ea, și a zis că nu e domeniul lui, după care din păcate s-a aflat că slujitorul respectiv avea probleme cu curvia chiar, având o amantă, și mi-am dat seama de unde evitarea subiectului. Da. Însă, așa cum ai spus și tu, eu vreau să vin cu speranța ca tânăr care m-am confruntat cu pornografia de două ori în viață, adică a fost un moment în care am descoperit-o și a fost un moment după ce m-am căsătorit, a fost o recidivă. Chiar după ce, adică când m-am prietenit cu scumpa mea soție, deja învinsesem pornografia. Eram, slavă Domnului, eram bine. Chiar ea a fost foarte impresionată de faptul că nu m-am dat niciodată la ea din punct de vedere sexual. Ai respectat-o înainte de căsătorie. Exact, da. Adică și după, dar ai respectat limitele, la exact, asta mă refer. Da, am respectat termenii și condițiile. Așa, după care a fost un moment de neveghere în care, luând un televizor în cameră, ceea ce nu aveam la mama acasă sau la institutul teologic, nu aveam televizor în cameră, luând un televizor în cameră, că am stat 3 ani, am stat la Institutul Teologic acolo, în campus. Luând un televizor în cameră, butonându-l, având acces nelimitat, am picat în patima asta din nou pe la 20 și ceva de ani. O perioadă scurtă, terminasem Institutul Teologic, slujeam prin biserici și m-am speriat de recidiva asta scurtă, și atunci mi-am făcut un plan, exact cum spunea fratele Boingeanu, nu doar cu rugăciune, și mi-am făcut un plan foarte disciplinat în a scăpa de, pe lângă post, rugăciune și citirea Scripturii. Anume, ce a presupus planul acesta? Pentru că, uite, poate sunt oameni care au pe cineva în situația asta, sau poate ei înșiși sunt. Băi, cum a scăpat Toni Berbece sau cum a scăpat oricine altcineva? Vrem să știm, cu punct și cu virgulă, da? O variantă de. Pentru că fiecare abordează. Da, în primul rând, postul, rugăciunea, citirea Scripturii într-un mod foarte disciplinat. Da? Adică zilnic, rugăciune, citirea Scripturii. Eu m-am înclinat foarte mult spre studiu biblic și a scrie. Am început să scriu foarte mult, am început să mă refugiez în scris. Îmi luam notițe, scriam. Interesant este că din această vindecare de pornografie s-a născut pasiunea mea de a scrie. Foarte tare. Da? Aici e ceea ce spune Deuteronom 23:5. Domnul Dumnezeul tău va schimba orice blestem într-o binecuvântare, pentru că tu ești iubit de Domnul Dumnezeul tău. Exact. Cum spunea domnul doctor, mi-am luat dopamina din pix și nu din pornografie. Da. Am găsit motivația asta de a scrie, de a citi foarte mult. Ok. Apoi, timp petrecut foarte mult cu soția mea, într-un mod disciplinat, plimbări în parc, vorbit cu ea, mărturisit, chiar și în momentul în care și
Recomand lucrul acesta în momentul în care simți că ești copleșit de poftă, chiar să împărtășești cu cineva lucrul ăsta, pentru că te autodenunți. Da. Autodenunțul, adică, frate pastor, roagă-te pentru mine acum că duc o luptă. Atât. Nu trebuie să zici, m-am uitat la porul, îl încarci și pe el cu lucrurile astea. Roagă-te pentru mine. Și e un autodenunț. Cineva se mai roagă și simți și o întărire. Și îi spuneam soției, uite, roagă-te pentru mine că simt că sunt slab. Și Gabriela, m-a înțeles, chiar ajunsese în punctul în care ne puneam pe genunchi și ne binecuvântam unul pe altul, ne rugam unul pentru altul. Și la un moment dat, chiar când ne rugam așa, i-a pus mâna peste mine, pe spatele meu, când stăteam pe genunchi, și a început să se roage și să se roage, Doamne, protejează-l de pornografie, de curvie, de lăcomie, de mândrie, de gândurile, de tot. Și am simțit atât de multă putere, îi frigea mâna pe spatele meu. Adică simțeam așa o putere a Duhului Sfânt peste mine și în rugăciunea aia a fost ceva extraordinar, de autodenunțul. Apoi, bineînțeles, ajută tot ce înseamnă, cum spunea domnul doctor, să-ți iei dopamina din lucrurile atât. Deci sunt două ramuri de activitate. Una internă, să zic, în casă, și una externă, în afara casei. Și tu trebuie să ai preocupări foarte ample în ambele medii sociale, da? Să te ajute să-ți consumi dopamina sau să-ți iei dopamina din lucruri foarte bune, cum ar fi sportul, să fii disciplinat. Ne-am făcut un sport, de exemplu, ne plimbăm și acum la vârsta mea de 38 de ani, sunt foarte sportiv, slavă Domnului, poate nu se vede chiar așa, dar aș fi fost mult mai rotofei. Ne plimbăm cu rolele foarte mult, notăm foarte mult, drumeții foarte multe și în casă. Cineva spunea, nu mai țin minte exact, dar spunea că viciul, patima sunt indicatori ai leneviei, ai trândăviei, ai achediei spirituale, da? De mâinile libere și mintea liberă, așa adăuga eu, sunt atelierul diavolului. Exact. Și atunci trebuie să ai activitate, repet, studiu biblic, o pasiune, să scrii, să citești, să cânți, ia un instrument, cântă la un instrument, compune cântece, fă ceva constructiv în casă și în afara casei. Foarte important, deci cumva ținerea, autocontrolarea, nu? Până la urmă eu știu ce vreau de la mine, nu vreau să ajung ca, îmi cer scuze, da, asta e exprimarea biblică, nu vreau să ajung un bou care exact merge la și încă o chestie, stând 3 ore ca nu mai dau nicio comparație, stând 3 ore pe reels-uri, aia este o trândăvie, o achedie spirituală. Ioan Gură de Aur spunea că achedia spirituală este începutul tuturor patimilor, lenea spirituală. Că mi-am adus aminte cine zicea. Stând 3 ore pe reels-uri, este și normal să te duci în direcția aia, a pornografiei, a nimicniciei umane. Super. La urmă. Mulțumesc frumos! Mi-a plăcut foarte tare exprimarea autorului acestui articol, care spune așa: dacă liderii nu-și curăță propria viață, se vor teme să adune resurse și oamenii potriviți care pot ajuta cu adevărat adunarea în care slujesc, de teamă de a fi ipocriți. Și asta e un lucru bun. Adică eu nu te pot ajuta pe tine, n-am făcut, nu știu, specializarea în neurochirurgie, cum să pot eu să fac treaba aceasta, da? Bun, deci ei nu se vor apuca de treaba aceasta ca să nu fie ipocriți sau de a fi descoperit și de a-și pierde slujba. O mulțime de pastori nu au ei înșiși la acces la pășunea integritate sexuală, morală sau de altă natură. Păi cum acești pastori, lideri, să ducă acea turmă în pășunea respectivă dacă ei înșiși nu știu drumul într-acolo? Ce facem în situația aceasta? Și putem să mergem pe orice, nu neapărat pe zona aceasta, pe orice. Cum pot eu să-mi permis să te conduc pe tine dacă eu nu am habar cum să ajung la destinația la care tu vrei să ajungi? Știți care este cea mai șocantă chestiune din punctul meu de vedere? Că pastorii aceștia nu numai că nu reușesc să-și echilibreze propria lor viață, da? Să se disciplineze, cum se spunea. E super, trebuie să învățăm să ne disciplinăm, dar știți ce e mai ușor de făcut pentru cineva care are niște adicții, pentru niște plăceri menționate, inclusiv pornografia? Să-l ajuți pe ala să descoperă o plăcere mai mare decât aia. Exact. Exact. Care e plăcerea aia mai mare? Ce oferă plăcerea mai mare decât pornografia, adicția legată de droguri sau alcool sau, mă rog, e tot acolo? Ce oferă plăcere mai mare? Sunt foarte puțini lideri religioși care au experimentat că cea mai mare plăcere este să fii în armonie cu Dumnezeu. Și dacă coborăm un pic de pe piedestalul liderului religios, să fii în armonie cu tine însuți însă. Adică... Bun, poate fi și aia, dar cum poți să fii în armonie cu tine?
Că niciodată, știți cum e? Noi am fost creați de Dumnezeu, creația e a Lui. Eu nu pot să, dacă fac o comparație acum, nu pot, dacă mi-am cumpărat o mașină, să fac cu mașina aia ce vreau eu, nu? Că e a mea. Trebuie să mă uit în cartea tehnică. Și să respect condiții. Și să respect ce spune cartea tehnică. Da. Dacă nu, mașina nu merge bine. Eu pot să pun miere de albină în loc de ulei de motor. Că am prieteni care au miere câtă în lună și seamănă foarte, și mierea e mai dulce. Pun miere de albină în loc de ulei de motor. Merge mașina sau nu merge? Nu, mi-o distrug. La fel e cu organismul nostru. Hai să ne înțelegem. Eu nu voi ajunge niciodată să știu ce sunt eu dacă nu respect ce spune constructorul. Corect, corect, foarte important. Fiind Dumnezeu. Și atunci când eu merg în ritmul ăsta, al modului în care Dumnezeu m-a creat să fiu, atunci găsesc plăcerea extraordinară, pe care eu nu dau nimic altceva. Nu există o plăcere mai mare în lumea asta decât să fiu în armonie cu Dumnezeu. Asta mă sperie pe mine la lideri. Cum să nu descoperi asta? Dar ia gândiți-vă puțin. În veșnicie ni se spune că împreună cu Dumnezeu că nu ne vom mai... nu vom mai fi căsătoriți, nu mai avem relații intime. Păi cum poate fi Dumnezeu atât de nedrept să ne ia plăcerea asta pentru cea mai mare. Cea mai mare plăcere pentru unii. Da. De ce? Pentru că nu o să fie nevoie, că plăcerea de a fi în prezența Lui e așa de mare, încât nu mai ai nevoie de altceva. Și atunci, vedeți, asta noi putem experimenta de acum. Ori, în contextul bisericii, am ajuns să ne mulțumim cu resturi care oferă plăcere minoră, plăceri vinovate, plăceri care înveninează, o travă pentru suflet și trăim acolo. De-aia este nevoie de reforma aia. Eu am văzut ce înseamnă. Păi mie mi-e greu să pot să mă duc în direcția aia. Cum să pierzi o plăcere atât de mare pentru niște chestii? Te duci în vacanță la munte, la Brașov, să te duci în Miami, o comparație total nepotrivită. Dar e clar că te duci la plăcerea aia mai mare. Păi cum poți să renunți la Dumnezeu pentru niște nimicuri din asta? Eu înțeleg foarte bine ce spuneți și sunt de acord cu dumneavoastră. Dar eu trăiesc. Și atunci de-aia o spun cu pasiune. Dar vreau să vă întreb tocmai asta și să raportez la extremă. Știți de ce? Pentru că automat noi, înaintând în vârstă, ne maturizăm și înțelegem din ce în ce mai bine cum stau lucrurile. Dar, de exemplu, tu, David, tot așa vezi că cea mai mare... Pentru că chiar dacă teoretic, domnul Boingeanu, eu accept teoretic faptul că cea mai dezirabilă acțiune și, de ce nu, dopamină este obținută în urma activității sau împăcării cu Dumnezeu, totuși fiecare la nivelul său de dezvoltare va traduce altfel lucrul ăsta. Dumneavoastră aveți maturitatea necesară să o spuneți, să o trăiți. De-aia m-ați invitat aici mai bătrân. Da, dar hai să vedem cum se vede și de la 20... Corect. Treaba ta de câți ani. Creierul se maturizează undeva și mai ales cortex suprafrontal, care este poate cea mai importantă parte a noastră, este partea care se ocupă de rațiune, de creativitate, plănuirea pe termen lung și... este locul din creier care găzduiește conceptul de Dumnezeu. Ce frumos! Această parte a creierului, ea se dezvoltă undeva la 20-25 de ani. Cu cât este mai puternică și cu cât hrănesc această parte a creierului, citind, rugându-mă și așa mai departe, cu atât ea are și rolul de a suprima plăcerile astea instinctive animalice, fuga după plăcere. Adică, cu cât crește plăcerea apropierii de Dumnezeu, cu atât scad plăcerile vinovate. Cu atât, nu neapărat că scad, dar cu atât am putere mai mare de voință asupra lor. Corect. Invers, dacă apăs pe cealaltă pedală a plăcerii, a circuitului care se ocupă de lucrul acesta, o să am mai puțină plăcere pentru lucrurile spirituale. Adică o să-mi fie greu să mă rog, acela e cel mai bun moment să mă rog. Atunci când am căzut, este cel mai potrivit moment să mă rog. Dar e cam greu să te duci să te rogi când ai ajuns în groapă. E cam greu, da? Pentru că în cultura noastră religioasă, de foarte multe ori s-a creat această imagine a unui Dumnezeu care judecă și care pedepsește. Nu unui Dumnezeu iubitor care fix atunci când ai căzut e ca un părinte iubitor, hai să te ridic. Și atunci, pentru că liderii religioși poate nici măcar n-au inspirat o imagine corectă a lui Dumnezeu,
Ok, nu pot să te ajut cu pornografia pentru că nu știu cu ce se mănâncă treaba asta. N-am studii de specialitate, de psihologie, de psihoterapie, ceea ce mi se pare o problemă, pentru că un autor pe care noi adventiști îl considerăm inspirat spune că nu există lucrare mai mare decât aceea de a învăța natura umană și de a studia psihologia umană. Și știm că diavolul este cel mai bun psiholog. Cel mai bun psiholog. Da? Cel mai bun psiholog. El de ce studiază? Păi și dacă el studiază ca să ne vadă fiecare slăbiciunea noastră și cum funcționăm și care sunt comportamentele noastre și la ce răspundem și care ispite sunt potrivite pentru fiecare din noi, noi de ce nu facem lucrul acesta? Și pastorii și medicii, și este o frustrare enormă pentru mine, vine pacientul cu infart și spune trebuie să-l lași de fumat. Și atât. Care fumat este o adicție, este o boală și ea. Deci nu poți să-ți spun... Nu vine cu pași concreți. Eu nu vin să spun, hei, știi, n-ai vrea tu sau cred că este bine așa, hai, gata, de mâine rezolvă. Păi stai un pic, că eu sunt bolnav. Păi eu de asta am ajuns aici. E neputința mea. Pentru că fumez, mea. Pentru că n-am putut să mă opresc. Și am nevoie de un plan concret. Am nevoie să încep să fac, care iarăși este greu, orice obicei, vreau să mănânc un măr pe zi, să fac obiceiul ăsta, care e un obicei simplu, nu e un obicei extraordinar. Pentru foarte multe persoane este foarte greu să creăm un obicei simplu, da? Să creezi un obicei de a studia consecvent, de a mă ruga consecvent, este greu, este un pas extraordinar. Aș mai adăuga aici, se mai întâmplă un lucru interesant, s-a făcut un studiu, cei care sunt dependenți versus oamenii care sunt normali. Cât de mult pot să vadă în perspectivă, în viitor? Apropo, cortexul prefrontal se ocupă de treaba asta. În jur de 5 ani este viziunea pe termen lung a unui om normal sănătos. Ok. Problematic pentru noi creștinii care vrem să vedem o veșnicie întreagă. Cam puțin vedem. Și haideți să ne uităm, puțin la oamenii mari ai credinței din Biblie. Iosif spune, când vă va cerceta Dumnezeu și vă va scoate din Egipt, să-mi luați și mie oasele. Când s-a întâmplat asta? 400 de ani mai târziu. Da. Avram, cu 150 de ani aproximativ înaintea lui Iosif, se gândea la sămânța lui care o să fie ca stelele cerului și ca nisipul mării. Adică viziunea lor era pe cel puțin secole, dacă nu milenii. Exact. Exact. Asta înseamnă credință cu adevărat, nu? Și Dumnezeu spune, psalmistul David spune, am pus în ei chiar și gândul veșniciei. Și atunci avem gândul acesta al veșniciei. Un om normal are 5 ani. Noi ar trebui să avem gândul veșniciei. Știți cât are un om care are o adicție? De orice fel de adicție. 9 zile. Wow! Deci este extraordinar. Normal, pentru că el întotdeauna vede doar pe termen scurt. Cum fac? Să obțin următoarea doză. Adică 9 zile deja mi se pare foarte mult. Și acum înțeleg mai bine de ce. Extraordinar. Da? Și atunci este clar că ne afectează enorm de mult relația noastră cu Dumnezeu. Invers, dacă apăsăm pe pedala cu Dumnezeu, dacă facem un plan concret, putem să stopăm lucrurile acestea. Se mai întâmplă un lucru interesant. Și de ce suntem mai predispuși adicțiilor față de nicio altă perioadă a timpului? În trecut, oamenii erau obișnuiți cu durerea. Corect. Aminteam, după dopamină există o perioadă de durere. Pentru că, de fapt, durerea și plăcerea țin de cât de multă dopamină am. Am puțină dopamină, simt durere. Am multă dopamină, simt plăcere. Și atunci, când am un moment de durere, imediat, după, nu știu dacă ați observat, dacă ați fost vreodată răciți. După ce ați trecut de perioada de răceală, parcă aveți un pic mai mult chef de viață? Nu vă bucurați un pic mai mult de viață? Deci după perioada de durere urmează plăcere. Prin contrast. Da. Prin contrast se întâmplă lucrul acesta. Și atunci oamenii în trecut, meserile lor erau fizice. Presupunea efort. Se loveau, se răneau și așa mai departe. Trebuia să meargă pe jos, care din nou înseamnă efort, înseamnă durere. Oamenii erau obișnuiți cu durerea. Noi nu mai suntem. Corect. Noi să nu mai spun de toată piața analgezicelor care imediat ce mă afectează, nu știu ce aici, mă duc și iau bulina, nu? Exact. Mă doare puțin capul, am luat nurofenul. Nu, hai să stau să văd, că nu crăp. Pleznesc de durere? Da, pleznesc de durere. Da. Am un pic de febră, gata. Am luat paracetamol. Am orice mic disconfort. Am înțeles. Foarte important. Și pentru că scăpăm, nu mai facem muncă fizică. Da. Iarăși o problemă. Și pentru că scăpăm de lucrurile acestea, Orice lucru care vine cu o mică durere e groaznic. Mulțumesc tare mult, am înțeles. Deci cumva toată viața noastră este un dans între durere și plăcere, coreografiat de dopamină. Iar dopamina stă în mâinile noastre de unde să o luăm, da? În așa fel încât acel dans să fie cât mai fără călcări pe picioare, să zic așa. Haideți să se înțeleagă. Este incredibil cât de responsabili suntem.
100%, aș spune. 100%, da. Și că totul e în mâna noastră. Și ce încredere ne-a dat Dumnezeu cu bomba asta numită dopamină. O chestie atât de invizibilă. Cum era? Alfred Nobel a creat dinamita să sape șanțuri în munți și noi am folosit-o împotriva oamenilor. Exact așa e dopamina. Da. Sap șanțuri spre viață sau spre moarte. Spre moarte. Așa este. Mai avem 3 minute. Cu alte cuvinte, am să vă rog concluzia. Întotdeauna este timpul prea scurt. Am observat lucrul acesta de la o ediție la alta. Noi nu putem, mi-a spus cineva de curând, dar de ce n-ai luat în calcul și problema aceea? Efectiv, nu avem unde. Ne pare rău. O să creăm sesiuni de 3-4 ore la sala Palatului. Așa. Invităm oameni și să stea acolo. Da, de ce nu? Păi, da. Bun, domnul Boingeanu, sau care doriți, să preluați microfonul și să ne transmiteți cumva sinteza acestei întâlniri și gândul de încurajare către oamenii adicți sau non-adicți, dar care au pe suflet problema aceasta, fie pentru ei, fie pentru cei din jur. Da, eu pot să spun clar că e nevoie de strigăt după ajutor. Ajutorul din partea unor oameni, dar mai ales din partea lui Dumnezeu. Cea mai puternică doză de dopamină o dă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin. Care vine să ne acompanieze în călătoria vieții. Dacă Dumnezeu și-a mâinile de pe mine, vai și amar de pielea mea. Că scrie Pavel în Romani că Dumnezeu a lăsat pradă minților blestemate. Păi pentru asta mă trec fiorii, chiar și acum. Da. Eu nu vreau să ajung să fiu lăsat de Dumnezeu. Eu vreau să stau lângă El. Pentru că plăcerea cea mai mare de acolo vine. Și Duhul lui Dumnezeu mă acompaniază să pot să scap de asta. El produce schimbarea în mine. Domnul doctor, cu tot respectul, este superbă prezentarea și tratamentul medical. Dar sunt persoane care nu reușesc să facă nimic fără medicul suprem care e Dumnezeu. Așa este. Deci am nevoie de ăla. Nu exclud tratamentul medical, să nu mă înțelegeți greșit. Eu lucrez în parteneriat cu oamenii. Medici, cu dar puterea lui Dumnezeu este cea care schimbă, transformă mintea. Ne reînnoiește mintea. 100%. Sigur. Acum că ne folosește Dumnezeu și pe noi oamenii în favoarea oamenilor, este altă poveste și suntem binecuvântați noi care devenim ustensile pentru Dumnezeu. Dar evident că El vindecă total, complet, orice problemă. În concluzie, Dumnezeu este Cel care ne dă cea mai calitativă dopamină prin relația cu El, indiferent de vârstă, că asta am reținut, am văzut că a ținut cu dumneavoastră, David. Pentru că am înțeles puterea obiceiurilor bune, puterea de a te ține în frâu. Mulțumesc tare mult, domnul Boingeanu. Cu mare drag. Succes! Stăteam și meditam la faptul că în fiecare curte de spital și în fiecare închisoare este o biserică. Mm. Deci nu există spital fără biserică. Da. De ce? Tocmai pentru că oamenii, așa cum am auzit în toată această emisiune, oamenii trebuie să lucreze împreună cu Dumnezeu spre vindecarea lor de orice patimă. Nu există vindecare completă în afara conceptului de Dumnezeu. Trebuie să ne încredem în Dumnezeu, să apelăm la Dumnezeu și, încă o dată, să nu ne mințim, pentru că oamenii vor să scape de efecte, nu și de cauza îmbolnăvirii. Hillel spunea, trebuie să scapi de ceea ce te-a îmbolnăvit ca să fii vindecat. Corect. Noi venim și la biserică, vedeți de ce este aglomerație mare, la minuni Sfântă, din acestea, promisiuni din acestea, scap de cancer, scap de depresie, scap de hai să te atingi de că vei scăpa de cancer, dar nu. Vino sincer, câți ar mai veni la biserică dacă li s-ar spune înainte de toate sau la orice, știți, un artefact, oraclă, orice, că trebuie să renunțe la tutun, la alcool, la curvie, la pornografie, la vicii, la viața de păcat, la păcat în sine ca să scape de efect. Da? Noi ne mințim și în biserică ne mințim ca popor. Venim la Dumnezeu, credem că putem să frecăm lampa lui Aladin, ce vrei, Tony, să mă scap de cancer.
Și Dumnezeu ne spune, trebuie să scapi de ceea ce te-a îmbolnăvit. Haos. Mulțumesc tare mult, Toni Berbece. Iată ce ne interesează foarte tare, să fim sinceri cu noi înșine și să nu căutăm minuni la un Dumnezeu care știe totul, înțelege totul și ne spune, hei, înainte să încerc mie minuni, scapă de problemele acelea care susțin durerea. Cer-o pe cea mai mare. Așa este. Mulțumesc tare mult, Toni. Succes. David, ai ultimul cuvânt. Pentru cei care poate se confruntă cu adicție sau au o astfel de adicție, înțelege în primul rând că nu ești un om rău, ci ești un om care are niște probleme. Înțelege în al doilea rând că Dumnezeu te iubește, îl revarsă ploaia lui și peste cei buni și peste cei răi. Și în ultimul rând, caută ajutor specializat, fă un plan de acțiune, începe prin a îmbrățișa durerea și găsește surse pozitive de plăcere. Dumnezeu dorește cu adevărat să ne ofere vindecare, așa cum orice părinte dorește binele copilului său. Cu toate acestea, Scriptura ne arată că vindecarea divină nu este acordată oricum, oricând sau oricui. De ce? Pentru că există anumite condiții esențiale pe care trebuie să le împlinim pentru a primi vindecare. Descoperă care sunt acestea împreună cu Toni Berbece la Meditația Biblică. Dragii mei, aș dori să vă prezint din Scriptură, în această zi minunată, 4 condiții ca să fii vindecat. Poate că în momentul de față te lupți cu o boală, poate că în momentul de față lupți cu o neputință. Poate să fie o neputință în trup, poate să fie o neputință a minții, poate să fie o neputință a sufletului sau chiar a duhului. Când Biblia vorbește despre vindecare, nu se referă doar la trup. Noi când pronunțăm cuvântul vindecare, avem tendința să ne gândim doar la trupuri. Însă cuvântul Bibliei când spune prin rănile lui ați fost vindecați, cuvântul acela cuprinde toate sferele omenești. Cuprinde trupul, cuprinde sufletul și cuprinde partea spirituală, adică duhul omului. Haideți să vedem un text din Scriptură din care avem foarte multe de învățat în această zi. Iacov 5 cu 14, 15 și 16. Este vreunul dintre voi bolnav? Să-i cheme pe prezbiterii, pe bătrânii bisericii, ei să se roage pentru el și să-l ungă cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință îl va face bine pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Iar dacă a săvârșit păcate, va fi iertat. Așadar, mărturisiți-vă păcatele unii altora și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Rugăciunea fierbinte a celui drept, a celui neprihănit, este foarte puternică, ne spune cuvântul lui Dumnezeu prin apostolul Iacov. În primul rând, vedem aici o poruncă. Este vreunul dintre voi bolnav, trupește, fizic? Este vreunul dintre voi bolnav, nu știu, din punct de vedere al minții? Poate să fie la nivelul minții o depresie, o anxietate, o panică, o neputință din care nu mai ești sufletește, poate ești blocat într-o traumă din care tot trupul tău suferă și știm că foarte multe boli trupești își au de fapt rădăcinile în boli care țin de suflet și de minte. Și ceea ce simțim, simptomele de boală pe care le simțim în trup, de multe ori, de fapt, sunt niște semnale că suntem bolnavi dincolo de trup. Suntem bolnavi în minte, în inimă, în suflet sau în duh. Aici spune cuvântul lui Dumnezeu și o poruncă. Chemați-i pe bătrânii bisericii, pe prezbiteros, adică conducătorii bisericii, pastor, preot. Dar e foarte important să ai o supunere față de o autoritate spirituală, chiar pământească, pentru că da, Dumnezeu lucrează prin preoți, prin pastori, prin lideri spirituali. Este foarte important ca tu să, nu să neapărat cuvântul să depinzi, ci mai degrabă să fii atașat trupului lui Hristos, să fii dependent de această unitate în trupul lui Iisus Hristos, da? Nu cred în creștini care ei nu au nicio apartenență la niciun
trup, niciun corp și nici o comunitate. Eu întreb de multe ori, dar tu faci parte din vreo comunitate creștinească? Și ei spun, nu, eu merg doar la Paști, la Crăciun, dar în rest îi vezi ca o părtășie la grătare, la tot felul de chefuri și de multe ori, din păcate, la beții și alte cele cu tot felul de alte comunități. Mulți n-au o comunitate creștinească, nu aparțin trupului lui Hristos. Și Biblia ne spune, ești bolnav, ai nevoie de vindecare, da, atunci cheamă-l pe păstorul tău, cheamă-l pe preotul tău la tine acasă, la spital, să se roage pentru tine. E foarte important, e o condiție pe care apostolul Iacov o pune. Este imperios necesară apartenența ta de o comunitate și de trupul lui Hristos, bineînțeles. Apoi spune, a doua condiție, ei să se roage și să lungă cu un de lemn în numele Domnului. Iată, supunerea față de autoritatea cerească. Am vorbit despre, am început cu o supunere față de autoritatea pământească. De ce? De ce n-am început mai întâi cu supunerea față de autoritatea cerească, față de autoritatea lui Iisus Hristos? Nu că cea pământească ar fi mai mare decât cea cerească, bineînțeles că nu, însă vreau să vă spun un lucru, dacă nu-i respectați pe pastorii voștri, pe preoții voștri, să nu credeți că aveți respect față de Iisus Hristos, pentru că Iisus Hristos lucrează prin locțiitorii lui pe pământ, prin preoți, prin pastori, prin slujitori duhovnicești care au grijă și priveghează asupra sufletelor și trupurilor voastre și zice să se roage și să facă ungere cu un de lemn în numele Domnului Iisus Hristos, da? Iată, vedem aici și gestul acesta al mirungerii, cum îl numesc unii, sau al ungerii. Și știm că apostolii, ucenicii Domnului Iisus Hristos în Marcu 6 cu 13, zice Biblia, și cu 12 și 13, că ei mergeau din loc în loc, propovăduiau cuvântul, îi ungeau pe cei bolnavi cu un de lemn și din mulți ieșeau dragi. Exact așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, iată una dintre practicele biblice, da? Și ungerea este un simbol al autorității Duhului Sfânt în viața omului. O altă condiție ca să fii vindecat, mărturisiți-vă păcatele și vă vor fi iertate. Mărturisirea este o condiție, zice, mărturisiți-vă unii altora. Așadar, mărturisiți-vă păcatele unii altora și rugați-vă unii pentru alții. Oameni buni, Biblia ne spune să ne mărturisim păcatele. Am auzit de curând un învățător, un pastor care spunea, nu-i nevoie să vă mărturisiți. Unde spune Biblia să vă mărturisiți? Oameni buni, oare nu mai citim Scriptura? Zicea cineva, mărturisiți-vă doar la Hristos, doar la Dumnezeu, nu spuneți nimănui nimic. Oameni buni, iată că Iisus Hristos, Duhul lui Iisus Hristos, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ne îndeamnă prin apostol și zice, nu la voia întâmplării, mărturisiți-vă unii altora. De ce trebuie să ne mărturisim? Și sunt aici niște binecuvântări ale mărturisirii. În primul și în primul rând, când ne mărturisim și vorbim despre căderea și păcatul nostru cu persoane de încredere și persoane mature spiritual, că aici e un text în care vedem că oamenii aceștia îi cheamă pe prezbiteri și acolo fac și mărturisire. Deci nu te duci la un prunc în credință să-i mărturisești păcatele pentru că s-ar putea să cadă de la credință auzind păcatele tale, ci du-te la un om matur spiritual, mărturisește-i căderea, păcatul tău. De ce? În primul și în primul rând, lucrul acesta denotă intenția ta de a te pocăi și de a te întoarce din nou în puritate. În al doilea rând, lucrul acesta înseamnă o descărcare, o despovărare. Ați simțit vreodată povara păcatului peste umerii voștri? Ați simțit vreodată cât de mult apasă și că simți nevoia să vorbești cu cineva? David, da, prorocul David, împăratul David, spunea, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele mele de gemetele necurmate pe care le aveam. Gemea de păcat, păcătuise grav cu Batșeba și știți din Scriptură, a comis acele păcate abominabile, acele păcate mizerabile și ardea păcatul în el și zice, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele. Câtă vreme taci și nu-ți mărturisești păcatul, vei simți că arzi. E imperios necesar
necesar să-ți mărturisești păcatul. Și mărturisindu-ți păcatul, obții de fapt aportul rugăciunii celor care se roagă pentru tine, susținerea în rugăciune a oamenilor acelora spirituali care te vor purta și te vor împinge pe brațe spre reabilitare. E important și nu doar important, este o condiție a vindecării mărturisirea păcatelor tale. Și în ultimul rând, nu în ultimul rând, rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Caută oameni care știu să se roage fierbinte. Eu o am pe mama mea care se roagă foarte fierbinte. O am pe soția mea care de asemenea se roagă foarte fierbinte. De multe ori când sunt obosit, când mi-e greu, o simt pe soția mea cum pune mâna pe mine și văd că începe să se roage și mă surprinde, dar în același timp mă încălzește și mă umple de putere. Am oameni pe care de multe ori când sunt obosit, când sunt bolnav, când sunt căzut în poate descurajare, îi chem acasă și îi pun să se roage pentru mine și îi rog să se roage pentru mine, pentru că eu cred din toată inima în acest cuvânt care zice rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Căutați oameni care au rugăciuni fierbinți. Înconjurați-vă cu oameni care au rugăciuni fierbinți și credeți-mă că va funcționa. Veți fi vindecați. Nu uitați, chemați-i pe bătrânii, pastorii, preoții bisericii, da? Chemați-i, adică apartenența voastră la biserică. Lăsați-vă unși cu un de lemn în numele Domnului Iisus Hristos, să se cheme numele Domnului Iisus Hristos peste voi. Mărturisiți-vă păcatele și v-am zis de ce. Și căutați rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Iar lucrul acesta vă va aduce vindecare, bineînțeles, în numele lui Iisus Hristos. Acesta a fost textul biblic și mă rog, Doamne, vindecă-i pe cei care au nevoie de vindecare chiar acum. Cer vindecare peste minți, de depresie, de anxietate, de panică. Doamne Iisuse, vindecă minți chiar acum prin Duhul Tău. Mă rog pentru trupurile oamenilor, de sunt bolnav de cancer, de sunt bolnav de tot felul de boli, de diabet, de boli de inimă, de boli, Dumnezeule, cronice. Numele Tău vindecă chiar acum și ridică boala. Prin rănile Tale sunt vindecați acești oameni. Leagă-i de rănile Tale și din rănile Tale, prin sângele Tău, să curgă în ei viață, Dumnezeule. Mă rog, e vreunul căzut în păcat, Dumnezeule, ridică-l, Dumnezeule, că și păcatul înseamnă boală și moarte. Reabilitează și scoate neputința din el, de este viciu, de a căzut în păcat și zace acolo, Dumnezeule, în păcat. Te rog să-l ridici pe acest om care crede chiar acum că poate să fie ridicat. Lasă vindecare, eliberare și pace prin rănile celui care a murit la cruce, Iisus Hristos. Amin. Crede în vindecarea ta în numele lui Iisus Hristos. Amin. Pornografia este o problemă reală care afectează nu doar indivizii, ci și comunitățile creștine. Totuși, există speranță și soluții pentru cei care se confruntă cu această dependență. Dumnezeu este aproape de cei care își recunosc slăbiciunile și își doresc restaurarea. Domnul este aproape de cei cu inima frântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Apostolul Pavel ne încurajează să fugim de imoralitatea sexuală, amintindu-ne că trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Nu este rușinos să recunoști lupta și să ceri ajutor. Dimpotrivă, mărturisirea și rugăciunea împreună cu credincioșii deschid ușa către vindecare. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Biserica trebuie să fie un loc de speranță, vindecare și sprijin pentru cei care caută eliberare. Prin empatie și adevăr, putem oferi resurse și încurajare celor care se luptă, amintindu-le că unde păcatul s-a înmulțit, harul s-a mulțit și mai mult. Asumați-vă astăzi această luptă cu seriozitate și pășiți pe calea eliberării. Dumnezeu vă cheamă la o viață de biruință și curăție. Doar împreună, în rugăciune și unitate, putem merge înainte spre restaurare și viață deplină.
Am ajuns la finalul ediției de azi și numele echipei de la Comorile Înțelepciunii vă mulțumesc pentru prezență și interes. Și pentru că Dumnezeu are ultimul cuvânt, vă invit să urmăriți rubrica Biblia la rând. Sunt Narcisa Ispas. Până sâmbăta viitoare, fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare! În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Barnaba, Simon numit Niger, Luciu din Cirene, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Ajunși la Salamină, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan. După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu, cu numele Bar Isus, care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dar Elima, vrăjitorul, căci așa se tâlcuiește numele lui, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis: om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu mă încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Acum iată că mâna Domnului este împotriva ta, vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta, bâșbâind, niște oameni care să-l ducă de mână. Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos și s-au dus la Perga, în Pamfilia. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Din Perga și-au urmat drumul înainte și au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua sabatului au intrat în sinagogă și au șezut jos. După citirea legii și a prorocilor, fruntașii sinagogii au trimis să le zică: fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna și a zis: bărbați israeliți și voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați! Dumnezeul acestui popor Israel a ales pe părinții noștri. A ridicat la cinste pe norodul acesta în timpul șederii lui în țara Egiptului și l-a scos din Egipt cu brațul său cel puternic. Timp de aproape 40 de ani le-a suferit purtarea în pustie și, după ce a nimicit 7 popoare în țara Canaanului, le-a dat de moștenire pământul lor pentru aproape 450 de ani. După aceste lucruri le-a dat judecători până la prorocul Samuel. Ei au cerut atunci un împărat și timp de aproape 40 de ani Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminția lui Beniamin. Apoi l-a înlăturat și l-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel: am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința sa, a ridicat lui Israel un mântuitor, care este Iisus. Înainte de venirea lui, Ioan propovăduise botezul pocăinței la tot norodul lui Israel. Și Ioan, când era la sfârșitul însărcinării lui, zicea: cine credeți că sunt eu? Nu sunt acela, ci iată că după mine vine unul căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor. Fraților, fii ai neamului lui Avram și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Căci locuitorii din Ierusalim și mai marii lor n-au cunoscut pe Iisus și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși, ei au cerut lui Pilat să-l omoare. Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. El s-a arătat, timp de mai multe zile, celor ce se suiseră cu el din Galileea la Ierusalim și care acum sunt martorii lui înaintea norodului. Și noi vă aducem vestea aceasta bună, că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiilor, înviind pe Iisus, după cum este scris în Psalmul al doilea: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Că l-a înviat din morți,
așa că nu se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis: vă voi împlini cu toată credincioșia făgăduințele sfinte pe care le-am făcut lui David. De aceea mai zice și în alt psalm: nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit. A fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. Dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci: uitați-vă, disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu veți crede nici de cum dacă va istorisi-o cineva. Când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. Și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și din proseliții evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și îndemnau să stăruie în harul lui Dumnezeu. În sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl bat jocoreau. Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu l-ați primit și singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Deci așa ne-a poruncit Domnul: te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara. Dar iudeii au întărătat pe femeile cucernice cu vază și pe fruntașii cetății au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor. Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt.